După încheierea activităților de instruire de pe mare, nava de comandament USS Mount Whitney a acostat în dana de pasageri din portul Constanța. La acțiunile militare au mai participat și fregata Mărășești, distrugătorul USS Porter, precum și nave din Statele Unite ale Americii, Turcia sau Ucraina. We value the key role that Romania plays in hosting and contributing to Black Sea exercises which promote maritime cooperation and interoperability. To promote this security and stability, we are committed to working together to deepen Black Sea cooperation. Statele Unite ale Americii vor continua să fie alături de aliații și partenerii lor de la Marea Neagră pentru a le asigura securitatea necesară și pentru a garanta că astfel de exerciții, precum cele desfășurate de Rusia, nu vor mai avea loc și în viitorul apropiat. No single nation can combat international threats alone. So on behalf of the United States 6th Fleet and Strike Force NATO, I thank Romania again. The transatlantic relationship is the main element, in supporting allied solidarity and cohesion and complement the collective defense efforts of the NATO's members. În toată această perioadă, acțiunile au fost atent monitorizate de Rusia, iar americanii, la rândul lor, au avut sub observație forțele rusești. Statele Unite și aliații lor din NATO efectuează exerciții neprevăzute în Marea Neagră. Nu doar cu un grup naval destul de puternic, ci și cu aviație, inclusiv aviație strategică. Este o provocare serioasă pentru noi, a declarat Putin la o televiziune de stat. România va continua manevrele militare cu aliații NATO așa cum a făcut tot timpul până acum. Navele românești de luptă sunt programate să iasă în larg la fiecare exercițiu cu flotele din Marea Neagră. Asigurăm împreună o prezență continuă în Marea Neagră, în ideea de a menține stabilitatea, securitatea, echilibrul în această regiune complexă și libertatea de navigație în apele internaționale ale Mării Negre. Statele Unite îi asigură pe aliații și partenerii lor că vor beneficia de tot sprijinul necesar și securitatea de care au nevoie în fața atacurilor.